Deja de mult timp, în această săptămână, în Timișoara și nu numai în Timișoara, se desfășoară acțiunea Școala Altfel. Și iată, chiar în acest moment, în studioul nostru, este prezentă o clasă întreagă de copii și doamna învățătoare, care se va prezenta acum, ne va spune ce clasă este, de la ce școală și cum se desfășoară această săptămână în clasa dumneaei. Să rămână și bine ați venit în studioul nostru de radio și cred că copiii dumneavoastră vor avea o amintire plăcută de tot ceea ce au văzut și văd încă în studioul de radio Timișoara. Vă mulțumesc foarte mult, ne simțim foarte, foarte bine. Mă numesc Ana Maria Butlovan, sunt învățătoare la școala numărul 16 Timișoara și sunt împreună cu un grup de 30 de copii, elevii ai clasei a 3-a de la școala noastră. Completăm cu vizita de astăzi multe activități plăcute pe care le-am inițiat în această săptămână. Copiii sunt încântați să parcurgă pas cu pas toate aceste activități care le lărgește orizontul și faptul că ieșim dincolo de zidurile școlii ne umple de bucurie. Și, într-adevăr, de luni începând și până mâine inclusiv, am luat la pas orașul, ne oprim în tot soiul de locații plăcute. Cum suntem astăzi la Radio Timișoara, mergem apoi la televiziune. Ieri am fost la Filarmonică și am participat la o lecție concert absolut deosebită. Mâine o să facem niște ateliere de dezvoltare a creativității și de autocunoaștere. Drumeții, jocuri în aer liber, activități în clasă legate de siguranța pe internet, unde copiii au realizat niște postere deosebite cu profilul lor pe internet, siguranța de care trebuie să aibă grijă de fiecare dată ei și părinții lor. Avem încă foarte multe activități, păcat că săptămâna e scurtă, dar le-am amânat pentru anul viitor și o să ne bucurăm împreună de ea. Văd bucuria copiilor, ascultându-vă acum cu frumoasele cuvinte pe care le-ați spus, spun eu, și aparatele lor de fotografiat funcționează din plin, o să fie amintiri plăcute și pentru ei și pentru dumneavoastră. Negreșit. Absolut. În orice caz, este al doilea an de când se desfășoară, de câte știu eu, această acțiune, Săptămâna Altfel. Cred că al treilea an. În primul an s-a numit Săptămâna Altfel, anul trecut și în acest an. Se desfășoară aceste activități sub denumirea Să știi mai multe, să fii mai bun. Da. Asta am demonstrat și în concursurile care s-au desfășurat luni, respectiv ieri, concursul Fii inteligent la matematică și la comunicare, unde copiii mei au participat și au obținut rezultate foarte frumoase, sunt tare mândră de ei, dar nu numai de aceia care au participat, ci de ei toți. Și încercăm, într-adevăr, așa cum suntem îndemnați de această lozincă, să fim mai buni și să știm mai multe. Și cred că săptămâna care va urma acestei săptămâni va fi una deosebită în toate școlile. Copiii vor reacționa altfel. Sunt convins și nu numai săptămâna următoare. Săptămâna următoare o să fim în vacanță și chiar vom reacționa foarte bine. Dar după aceea nu o să facem decât să depănăm amintiri și tot ce am trăit în această săptămână să imortalizăm pe un CD, activitățile pe care le-am realizat să fie toate cuprinse și să le revedem cu plăcere și să le arătăm celor care sunt curioși să le vadă. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Sunt convins că micuții dumneavoastră de astăzi vor avea o amintire plăcută și cu ziua de astăzi și mai ales că va urma și televiziunea, unde iarăși sunt lucruri interesante de văzut. Acum noi continuăm dedicațiile muzicale, dragi ascultători. Viorica State astăzi la zi de naștere primește urări de la mulți ani din partea fiicei Violeta, a ginerului Sebastian, precum și a nepotului Puiu, și primește și o dedicație specială, Vanati Zbor de Omenie, cântec interpretat de Liliana Sabu Batea. Oh.
Puteți să veniți cu mare încredere, face și o emisiune. Eu am pune și pe...